Care-i jobul tău de vis? Poate vrei să fii un avocat, poate ai suflet de artist și vrei să-ți etalezi talentul pe marile scene ale lumii, poate vrei să salvezi vieți omenești sau poate vrei să fii paznic la cimitir. Dar cum să vreau așa ceva, Cristin, să fiu înconjurat de morminte și stafii și de moarte la tot pasul? Dup, uite o meserie la care nu m-am gândit și care iese total din lista domeniilor de activitate în care crezi că vrei să activezi atunci când voi fi mare. Și sincer, nu știu că există acest tip de job până nu am citit Apă proaspătă pentru flori de Valérie Perron. Și dacă n-ai știut nici tu despre ce e vorba și că există așa ceva, ei bine, stai până la finalul clipului pentru că această carte vorbește în detaliu despre acest subiect și astăzi o să o despicăm. Mă rog, nu la propriu, la figurat, că nu-s Jack Spitecătorul, dar ai înțeles ce vreau să zic. Apă proaspătă pentru flori e o carte de care am auzit prima dată la Andreea Balaban într-un clip și a rămas cu mine de atunci că m-a intrigat foarte mult ideea asta, fix asta a paznicului de cimitir și o clicuit foarte mult cu partea asta spooky a mea. Dar nu a fost neapărat ceea ce m-am așteptat eu să fie, a fost mai mult o surpriză plăcută, nu m-a dezamăgit că nu a fost cu chestii de astea paranormale, supranaturale, dar clar e un subiect ce m-a intrigat, ce m-a păstrat în poveste și care mi-a plăcut per total. Romanul ne spune povestea lui Violet Husson, ce ajunge administratoarea unui cimitir din Burgundia. Aflăm încă de la început că nu a avut o copilărie ușoară, părinții ei nu au dorit-o și până și numele ei a fost dat de către moașe și cam toată copilăria și adolescența Violet a fost pe cont propriu. La un moment dat face cunoștință cu Philippe Toussaint, un bărbat mult mai mare decât ea, pe care îl întâlnește la barul în care aceasta lucra și se îndrăgostește de el, începe să aibă această relație amoroasă, să fie împreună, să... îmi pare că totul merge spre bine pentru ei, până aceasta rămâne însărcinată și întâlnește părinți care îs niște adevărați idioți, pentru că nu o acceptă. Fast forward, trebuie să se angajeze undeva pentru că Philippe e acest leneș fără pereche, slash băiatul mami, slash am uitat să tai cordonul umbilical, kind of guy, și părinții lui cumva le găsesc acest job la barieră, practic ei trebuiau să ridice și să lase bariera manual, dar în momentul în care acest job se automatizează, ei pur și simplu își pierd locul de muncă și trebuie să găsească altceva. Violet găsește acest anunț în care vede că se caută paznic la cimitir și îi spune lui Philippe: bă, uite, am găsit jobul ăsta, mi se pare foarte fain. Ăsta rămâne dezgustat și se uită la ea ca la felul 14, dar până la urmă acceptă, dar la un moment dat Philippe dispare din peisaj și Violet rămâne singură să administreze cimitirul. Acum, ce trebuie să înțelegeți voi despre romanul ăsta e că e genul de roman care merge back and forth, back and forth. Acum suntem în prezentul actual, acum primim un flashback. Există o perioadă lungă de timp între jobul de la barieră și jobul de la cimitir în care practic toată viața lui Violet se schimbă. Iar o altă particularitate a romanului e că e construit în așa fel încât să avem mai multe side story-uri ce îs legate practic de povestea principală. Clar, main story-ul îi aparține lui Violet, în jurul ei se învârte acțiunea, dar avem multe side story-uri ce... îs acolo pe lângă și cumva la un moment dat se nodă cu povestea principală, dar finalul până la urmă dezleagă toate nodurile astea și vedem care a fost de fapt toată treaba cu poveștile astea de pe lângă povestea principală. Sper că nu v-am băgat în ceață, e un pic tricky, dar voi descurcați, o să înțelegeți despre ce e vorba. La un moment dat avem parte de o tragedie în carte și bineînțeles apar alte personaje cu alte side story-uri ce se leagă de povestea principală. E un pic dubios. O să vedeți că tot mergem înainte și înapoi, ca și când acum apăsăm pe accelerație, acum punem pe frână, știi? E ceva de genul ăsta. Romanul te duce într-o grămadă de stări, vedem viața acestei femei ce a fost guvernată de piedici și pierderi, dar... până la urmă, ea cumva tot are speranță și tot crede că poate să aibă fericire în viața ei. Faptul că ajunge să fie paznic la cimitir, mă rog, paznic nu-i neapărat cuvântul potrivit, mai mult administrator de cimitir, vedem că acest lucru mai mult o ajută să facă pace cu trecutul ei. Cimitirul vedem că ajunge să fie locul ei confortabil, locul ei în care poate să se simtă ca acasă, să fie ea însăși, vedem că se ocupă foarte bine de cimitirul ăsta, se ocupă de morminte, le îngrijește, schimbă florile, schimbă apa la flori, plantează flori sau copaci, vedem că aduce o mângâiere persoanelor care vin și își plâng răposață și așa mai departe. La un moment dat vedem că în viața ei apare acest bărbat pe nume Julien Seul, ce îi
acest comisar de poliție din Marsilia ce vine la cimitir pentru că ultima dorință mamei sale îi să-i fie împrăștiată cenușa peste mormântul acestui bărbat pe care Julien nu-l cunoaște, nu-i tatăl lui. Acest bărbat de care nu știe nimic, nu știe ce legătură a avut mama lui cu bărbatul ăsta. Din nou un alt side story la poveste, vedem care e faza cu mama lui Julien, vedem că aceasta a ținut un jurnal și prin prisma acestui jurnal vedem ce s-a întâmplat în viața ei și care e legătura cu bărbatul ăsta peste care ea își dorește să îi fie aruncată cenușa. E foarte interesantă povestea asta, sincer. Clar e o carte ce mi-a plăcut, cu un subiect intrigant, ce e foarte original pentru mine, eu n-am mai citit o carte de genul ăsta, dar clar îs anumite lucruri ce mie nu mi-au plăcut, bineînțeles, am lucruri de obiectat, pentru că n-aș fi Cristin dacă nu aș avea lucruri de obiectat. În primul și în primul rând, cartea are vreo 540 de pagini. Eu am pasta de la editura Litera, am citit-o în română și varianta asta are peste 540 de pagini. Îs de părere că ar fi putut fi scurtat lejer la 350-400 de pagini. La un moment dat devine greoaie cu side story-urile astea, unele personaje nu sunt atât de interesante, nu sunt atât de importante pentru tine, nu faci legătură cu ele, se pare că sunt acolo, na, să umple povestea, anumite detalii sau anumite lucruri pe care le descria autoarea mi s-a părut un pic useless, mi s-a părut că anumite lucruri au fost puse așa, nu știu, să umple paginile. Nu mi-a plăcut partea asta, clar ar fi putut să scurteze cartea asta la 400 de pagini, hai să zicem așa, dar 540 de pagini mi s-a părut cam mult pentru felul în care o mărs povestea, s-o desfășurat într-un ritm destul de lent și atunci ai putut să o lălăi până la 540 de pagini. Nu neapărat că m-o plictisit, dar unele faze au fost mai interesante decât altele, peste altele, sincer, aș fi putut să dau skip și cu siguranță cartea ar fi putut fi mai scurtă fără să-și piardă esența. Dar în fond, chiar e o carte bună, chiar dacă nu am dat de stafii, cum așteptam eu să se întâmple. Da, e o carte ce mi-a plăcut și sunt chiar surprinsă de faptul că în primele 3 luni ale anului am citit cărți destul de bune, că n-am găsit o carte, n-am citit o carte ce m-a dezamăgit sau la care i-am dat un rating mic și în consecință nici ăsta nu pot să-i dau pentru că, sincer, a fost o carte chiar bunicică. Așadar, pentru mine, Apă proaspătă pentru flori de Valerie Perron e o carte de 4 steluțe. Dacă vă atrage subiectul, ce zic eu e destul de original, cel puțin eu n-am mai citit o carte ce să atingă subiectul ăsta, zic Apă proaspătă pentru flori o să fie o lectură potrivită pentru voi. Dar nu vă așteptați totuși la chestii spooky, cum am așteptat eu, nu-i nimic de genul ăsta. Nu trebuie neapărat să fie ceva spooky dacă vorbim despre cimitire, Cristin. I'm still learning that. Spune-mi în secțiunea de comentarii dacă tu ai citit cartea și dacă da, cum ți s-a părut, s-a plăcut, nu s-a plăcut. Dacă îți place acest tip de conținut, te invit să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o încă pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. By the way, am linkuit în descriere toate platformele de social media unde sunt activă și unde mă puteți găsi în cazul în care vreți să mă vedeți mai des dacă v-am căzut, dragă. Iar până data viitoare, cine ne vedem cu un nou book review, un nou story time sau orice clip marca Cristin. God bless you all.